v-am regăsit! Numele meu este Izabela Manolache și vreau astăzi să vă povestesc despre curentele culturale care au contribuit la formarea conștiinței istorice și culturale a poporului român. Trebuie însă să vă spun încă de la început că această lecție și următoarea despre curentele literare trebuie urmărite împreună cu un profesor sau cu un părinte pentru a înțelege cât mai bine fundamentele teoretice pe care urmează să le discutăm. Să începem prin a distinge curentul cultural de curentul literar. Un curent cultural este un concept mai larg, definit printr-un ansamblu al operelor oamenilor de cultură dintr-o anumită epocă, indiferent că vorbim despre artiști, filozofi, savanți sau scriitori. Un curent literar este un concept restrâns care poate fi definit drept o orientare literară care reunește un număr de scriitori în baza unui program, manifest estetic și a unor înclinații relativ comune într-o anumită perioadă. Curentul literar este ilustrat de tendințele unor anumite epoci, de unitatea de viziune exprimată prin temele, motivele, subiectul, personajele și formulele expresive preferate. Când vorbim despre un curent literar, facem referire la scriitorii care au aceleași principii estetice, exprimate în general într-un manifest literar. Despre curentele literare vă voi povesti însă în lecția următoare, pentru că este necesar să păstrez o abordare mai ales cronologică, apoi tematică. Treptat, începând cu preocupările umaniștilor din secolele al XV-lea, al XVI-lea și al XVII-lea, se formează conștiința istorică a poporului român. Umaniștii au consemnat în documente scrise mai întâi în limba slavonă, apoi în limba latină, iar mai târziu în limba română, modul în care românii din diferitele provincii s-au înscris în cursul istoriei, iar aici mă refer la cultura, obiceiurile, situarea lor în timp și spațiu, evenimentele istorice și limba vorbită. Umanismul reprezintă un curent cultural apărut în timpul Renașterii, mai întâi în Italia, extinzându-se apoi la nivelul întregii Europe. Idealul uman al Renașterii este omul universal, armonios fizic și intelectual, pasionat de toate formele de cunoaștere, individ cu o vastă cultură, stăpân pe limbile clasice, cunoscător al muzicii. Umanismul pune accent pe faptul că omul este o ființă rațională, liberă, înzestrată cu demnitate și cu liber arbitru, capabil să decidă între ce e bine și ce e rău. Leonardo da Vinci, pictor, sculptor și om de știință, reprezintă prototipul omului universal. O parte dintre reprezentanții umanismului european au fost Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, Niccolò Machiavelli, François Rabelais, Thomas Morus, William Shakespeare, Miguel de Cervantes și Erasmus din Rotterdam. Două dintre evenimentele esențiale din timpul Renașterii au fost inventarea tiparului de către Johannes Gutenberg în anul 1448, fapt care a favorizat accesul la cultură pentru un public mai larg. Iar cel de-al doilea eveniment a fost descoperirea Americii de către Cristofor Columb în anul 1492, ceea ce a validat teoria heliocentrică, adică situarea Soarelui în centrul Universului și a permis declanșarea marilor descoperiri geografice. Dintre reprezentanții umanismului românesc îi amintesc pe Nicolaus Olahus, Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce, Dosoftei și Dimitrie Cantemir. Cel din urmă este prima noastră personalitate culturală de nivel european și este cel mai de seamă reprezentant al umanismului românesc. A fost membru de onoare al Academiei din Berlin și a scris în anul 1716, în limba latină, Descriptio Moldavie, o amplă monografie dedicată religiei creștine și obiceiurilor moldovenești. O altă lucrare literară deosebit de importantă este Istoria Ieroglifică, publicată în anul 1705, considerată primul roman din istoria literaturii române. Romanul prezintă un vast tablou al societății feudale din Moldova și Muntenia anilor 1703-1705.
umanismul românesc s-a manifestat mai târziu decât cel european, mai precis între secolele al XVI-lea și al XVIII-lea. Scrierile care au favorizat pătrunderea curentului umanist în țările române erau în limbile greacă, slavonă și latină, care circulau în manuscris sau tipărite în provinciile românești. Umaniștii argumentează originea comună a tuturor românilor, romanitatea poporului și latinitatea limbii române, continuitatea elementului roman în Dacia, pe care le pun în circuitul umanismului european. Datorită faptului că umaniștii aparțineau unor familii boierești, accesul la o formare intelectuală peste granițe, în Polonia, Italia sau la Constantinopol, le-a fost mult facilitat. Cel de-al doilea curent despre care vorbim astăzi este iluminismul, apărut în Franța în secolul al XVIII-lea și supranumit secolul luminilor. Ideea principală generată de acest curent este emanciparea poporului prin cultură, prin omul luminilor, care crede în progres, are încredere în puterea rațiunii umane și respinge prejudecățile și dogmele. Filozoful iluminist francez Jean-Jacques Rousseau, în lucrarea intitulată Contractul social, a enunțat principiile de bază ale idealului politic al iluminiștilor, respectiv principiile de egalitate și libertatea poporului, pe ideea dreptului natural și a contractului social. În lucrarea Emil sau despre educație, Jean-Jacques Rousseau a teoretizat ideile pedagogice iluministe și a propus accesul poporului la educație și emanciparea lui prin cultură. Alți reprezentanți de seamă a iluminismului european au fost Voltaire, Montesquieu, Defoe sau Goethe. Iluminismul românesc a fost o mișcare culturală și ideologică și s-a manifestat între 1780 și 1830. Pentru că această perioadă a coincis cu domniile fanariote, în țara românească și Moldova, iluminismul a avut ecouri mai slabe. Cu toate acestea, în Transilvania, iluminismul se regăsește la nivelul școlii ardelene, care a urmărit obținerea libertății și egalității în drepturi sociale și politice a românilor din Transilvania. În această regiune, din cauza unui pact politic numit Uniunea celor trei națiuni, sașii, secuii și nobilii maghiari erau considerați locuitori de drept în Transilvania. Cu toate că românii reprezentau cea mai veche și numeroasă națiune a principatului, ei au fost lipsiți de drepturi și considerați tolerați. În plus, Constituția țării nu recunoștea religia lor ortodoxă. Școala ardeleană a avut contribuții importante atât pe plan politic, prin transmiterea memoriului Suplex Libelus Valahorum Transilvaniae împăratului Leopold al II-lea, prin care revendicau dreptul natural și libertatea individuală, principiul egalității, și susțineau teoria contractului social, cât și pe plan cultural, întrucât și-a îndreptat atenția spre studiul istoriei și al limbii române, spre dezvoltarea științelor naturii și a învățământului, prin inițierea de către Gheorghe Șincai a înființării a peste 300 de școli în limba română și scrierea de abecedare. Școala ardeleană este reprezentată de activitatea lui Samuel Micu Klein, Gheorghe Șincai, Petru Maior și Ion Budai de Leanu. Ei au urmărit, în primul rând, să dovedească latinitatea limbii române, continuitatea elementului roman în Dacia și unitatea poporului român. Bazele cercetării științifice a limbii române sunt puse în anul 1780 de către Samuel Micu Klein și Gheorghe Șincai, care scriu în limba latină prima gramatică a limbii române. Cei doi autori au descoperit legile fonetice ale evoluției cuvintelor din limba latină în limba română și au oferit argumentul principal al încadrării limbii române între limbile romanice. Datorită publicării în anul 1825 de către Samuel Micu Klein și Petru Maior a primului dicționar etimologic în limba română, se pune pentru prima dată problema adoptării alfabetului latin în locul celui chirilic. În ceea ce privește literatura, cea mai importantă operă literară a iluminismului românesc a fost Țiganiada, scrisă de Ion Budai de Leanu, după modelul Iliadei lui Homer.
pentru că am vorbit despre descoperiri și despre limba română, vreau să vă propun, la final, un exercițiu care vă poate stimula îmbogățirea vocabularului. Vă rog să priviți această imagine. Cine credeți că este reprezentat aici? Este Cristofor Columb, despre care am spus și în această lecție că a descoperit în anul 1492 America. De ce nu poartă America numele lui Cristofor Columb? Pentru că el nu a realizat că se află pe un continent nou, iar cel care a avut această intuiție a fost Amerigo Vespucci. Ce credeți că l-a determinat pe Vespucci să plece în expediția care avea să-l facă faimos? Ei bine, dragii mei, curiozitatea! Și tot ea este cea care vă poate ajuta în îmbogățirea vocabularului limbii române. Pentru că vreau să vă îndemn să citiți și să aflați despre România și despre limba română cât mai multe povești. Vă place sportul? Citiți despre marii noștri sportivi. Vă plac științele și marile invenții? S-ar putea să fiți uimiți de marile descoperiri făcute de români. Citiți, fiți curioși. Nu se știe ce ați putea descoperi și mai ales deveni.